Primăria Român, compania Agrana, prin brandul Zahăr Mărgăritar, în colaborare cu Asociația Culturală Ecoest Alternativ, va realiza în zilele de 1 și 2 decembrie un regal culinar în piața Român Mușat. Invitat special al manifestării este șef Robert Rainford. Da, se vor realiza toate aceste lucruri. Ele sunt într-un calendar aflat în statutul municipiului Român, aprobat de Consiliul Local, și noi trebuie să respectăm voința consilierilor și să punem în aplicare, așa încât toate acțiunile vor merge mai departe. Mai mult decât atât, vom avea acorduri de colaborare și cu asociația, nu știu cum se numește, care va asigura... Nu, asociația asta care organizează cu Agrana. Agrana e sponsor, nu e partenerul de lucru. Care pe 1 și pe 2 decembrie vor asigura aceste manifestări în oraș. Este Ziua Națională, care e a noastră, a tuturor românilor, și nu cred că un român spune că n-ar trebui să sărbătorim Ziua Națională. Organizatorii vor oferi romașcanilor 8.000 de porții de fasole și cârnați. La manifestare vor participa maestri bucătari din diverse zone ale României, Moldova, Dobrogea, Ardeal, Oltenia, Muntenia, Făgăraș, București și Banat, care vor face demonstrații culinare. Se va face și o demonstrație privind pregătirea porcului de ignat. Va evolua orchestra jandarmeriei, care va prezenta un concert de muzică jazz. Vor evolua și formații de dansuri populare și ansambluri folclorice.